Echipa masculină de basket Steaua București are un nou antrenor principal. Este vorba de Eugen Ilie, în vârstă de 44 de ani, care a lucrat ultima dată la SCM Craiova. Fost jucător în Ghencea timp de 6 sezoane, între 1994 și 2000, Eugen a câștigat 5 medalii cu Steaua în campionatul național, 2 de argint și 3 de bronz. Revenit acasă după 21 de ani, noul tehnician va rămâne la clubul roșialbastru timp de un an și jumătate și își propune să readucă Steaua în topul ligii naționale. După 6 ani ca jucător la Steaua, ați ajuns antrenor principal acum. E un vis împlinit pentru dumneavoastră? Este o întoarcere acasă. Emoția pe care am trăit-o acum 26 de ani, am trăit-o și acum. Și abia aștept să încep treaba. Ce știi despre echipa actuală? Destul de multe am urmărit, am stat deja de vorbă cu mulți, și cu antrenorii secunzi și cu unii dintre jucători. Este o situație grea, dar cu cât e mai grea, cu atât e mai frumoasă provocarea și sunt convins că putem să ne îndeplinim obiectivul pentru sezonul ăsta cu foarte multă muncă și seriozitate. Ce trebuie îmbunătățit în primul rând la echipa de basket? Trebuie ca ei să creadă că pot funcționa și că pot emite pretenții ca o echipă. Ce obiectiv aveți cu Steaua? Obiectivul meu este ca toți jucătorii să înțeleagă că acesta este momentul zero. Nu contează că sunt străini sau că sunt români, eu chiar cred că românii pot juca și sunt convins că vom avea o construcție frumoasă și un proiect frumos cu jucătorii români, dar în momentul de față avem nevoie, mai ales în momentul de față, avem nevoie de toți și de tot ce pot da pentru proiectul acesta pe termen scurt, pe 2 săptămâni, ca să putem să atacăm play-off. Debutul lui Eugen Ilie pe Banca Stelei în Liga Națională de Basket se va produce vineri 29 ianuarie, când formația din Ghencea va susține restanța cu BC Athletic Constanța.